Salut! Ce faci? Stimați prieteni, bună ziua! Acum este ora 10:20 dimineața. Eu, ca de obicei, sunt acasă. Azi este sâmbătă la mine. Și iată, uitați-vă ce lucrări mai fac eu pe casă. Ca de obicei, eu fac lucrări pe acasă în toată ziua, în toată sâmbăta. Și vreau să spun ceva, că ieri la mine, cu referitor la reparații, a lucrat o doamnă toată ziua și acuș intrăm în cămiruța aceea și vă arăt ce a făcut doamna. Cu reparația încă n-am terminat-o, mai am încă, din motivul că pereții nu se usucă, că la noi deja avem aproape 2 săptămâni de când plouă în fiecare zi și noaptea și acolo nu prea este soare și mucigăiește, adică nu se usucă pereții într-un cuvânt. A fost uns pereții și cu amestec uscat, cu diferite soluții de astea pentru construcții, pentru reparații și nu se usucă. Și atât din scena asta eu întind prea mult timpul pentru a termina reparația. Dar oricum, eu să întream acum și vă arăt puțin, până când uitați-vă ce mai fac eu de dimineață. De obicei eu iau un ceai, o cafea dimineață și mă apuc de lucru pe acasă. Și iată, acum eu iar mă duc să beau o cafea, că la mine este 10:30, cafea eu de obicei beau mai târziu, dimineața beau ceai. Și mergem la bucătărie și tragem o cafea. Opa, aici mai este unul, ia uitați-l. Aici este Mihaela, da, Shalan Balan e Berușca, așa, fata mea zice Berușca. Mihaela, ce faci? Mă urmărești pe mine. Iată, aici turnăm o cafea, repede și ne apucăm de lucru, pentru că avem mult de lucru. Astăzi la mine trebuie să vină doi bărbați, doi colegi de lucru. Unul să... Dar de fapt eu voi spune mai târziu, am să vă arăt și am să vă spun ce o să facă bărbați. Unul din trânșe trebuie să-mi termină podele, șapa și a turnat-o până la urmă. A rămas acolo undeva, nu mi-a ajuns, mai scurt un sac. Și de atâta eu sunt nevoit să mergem în casă. Eu cafea o beau și o leacă la calculator și mai ascult noutăți. 10 minute cât o bea cafeaua. Să ne mai uităm ce se mai întâmplă în țară și în lume. Închidem ușa pentru că ieri doamna și a lucrat. Hai intrați, hai intrați, hai, intră, hai repede, repede. La mine aici e bine, e răcoare, din motivul că soare e tare puțin. Ia că prieteni deodată așa de acolo, aici să vreau să duc în altă parte și ne uităm noutăți și totodată discutăm pe diferite teme. Iată, stimați prieteni, la referul care eu am să-l pun în casă, am ușa-l desfac și am să învârtesc, instalez robinetele
tech fittingurile și astăzi sper să-l instalez în casă. Calorifer, am să instalez, el are fix 1 metru, pentru că așa la vechi, la mine avea 80 cm și era cam mic și iarna era cam frig. Și atunci am hotărât să cumpăr unul nou și voi instala așa calorifer. Iată, stimați prieteni, ieri a fost doamna meșter și a făcut pereță, adică cum i-a făcut? A pus plasă peste tot. Iată așa a pus plasă, dar după cum vedeți, pereții încă sunt uzi. Trebuie vreo săptămână să usuci, pentru că la noi în fiecare zi plouă și e foarte greu să usuc pereții. Iată așa peste tot a făcut. O rămas finish să fac și atât. Iată așa peste tot a făcut. Iată se vede plasa. Aici se observă pentru că este mai groasă. Și, dar în schimb, astăzi de seară trebuie să vină altul coleg de lucru. Iată aici la mine nu mi-a ajuns un sac de autonivelir. Iată bucățica asta. Și numai și am vorbit cu dânsul și el mi-a promis că după seară după masă să vină să turnăm sacul și cu nivelier. Și atunci, dăm piste vreo săptămână, dacă să fie cald, sper să terminăm lucrările astea. Și, în afară de asta, astăzi trebuie să mai fie un prieten și un coleg de lucru, să instalăm aici un calorifer, adică să-l punem, dar să-l scoatem înapoi după ce să vopsească. Pentru că doamna trebuie să usuși și trebuie să fac cu asta, cum se numește, cu euroton, eurofin, așa un fel de material care finish,
Și eu îl pun, îl instalez, îi fac gaure frumușel și pe urmă eu îl scot înapoi și îl strâng. După ce se vopsească pereții, e clar că eu am să instalez. Și iată acum mă apuc aici, i-a pus plasă, iată aici la priză. Trebuie să stau plasă frumușel, iată așa ea. Iată aici ea. Să o tai binișor. Și îi dăm voie să usuce, că după cum vedeți am lăsat geamul deschis. Ușa, am scos-o în general cu totul, iată acolo tot e deschis, afară e deschis, adică curent se formează o leacă susu și mai răbli. Și așteptăm, undeva pe la ora 1 trebuie să vie o persoană care să instalăm călăreferul și seara târziu o să vină a doilea băiat să terminăm aici cu podele. Iată, stimați prieteni, colegul meu de lucru a venit 10 minute în urmă, a plecat și iată mi-a pus șapa, a pus-o și aici și iată cum s-a primit podele mele. Aștept vreo două zile și dacă se usucă, ne apucăm de alt lucru. Iată așa arată, fix un sac aici eu mărs pentru că data trecută nu mi-a ajuns. Dacă acolo curs, nu știu de ce e o lecuță. O lecuță curs, da? Asta nu e bine. Și așteptăm podele să usuce și pe urmă și pereți tot. Iată acolo e ud, dacă vedeți. Acolo încă e ud. Ca să facă finish-ul, trebuie să usuce foarte bine, să fie iată alb așa cum aici. Iată aici parcă s-a uscat. Dar iată în partea asta, unii nu bat soarele, nu s-au uscat încă. Și cred că vreo săptămâni de zile să aștept și pe urmă să mai vie într-o zi doamna și să-mi facă pereții. Aici parcă e uscat peretele ăsta, dar mai bine s-o usuce.